La Michelangelo lucrările merg foarte bine, s-au mai turnat încă două tronsoane de fundație, de radier, unul în partea acoperită, în continuitatea a ceea ce era realizat dinspre BRD, celălalt în partea cealaltă, pe Pârvan, în continuarea fundației care era deja făcută dinspre Universitatea de Vest. Au mai rămas patru tronsoane, unde în această săptămână sper să reușim să turnăm betonul de egalizare, apoi săptămâna viitoare să se realizeze armarea în vederea realizării radierelor și pe acele tronsoane.